bine am găsit pe toți. Mi-a plăcut ultima frază, fiecare an este un al devenirii cuiva în ceva, unii devin alcoolici, alții devin căsătoriți, alții devin divorțați, adică e loc pentru toată lumea, dar tema noastră este orientată în cu totul altă direcție, e despre nu venirea la întâmplare undeva, pentru că oricare om odată undeva ajunge, dar nu totdeauna unde o ajuns îi place sau nu avrut vrut acolo, sau nu s au gândit că vreodată acolo poate ajunge. Și ajunge. Pentru că dacă insistăm, fie și în prostie, ajungem undeva. Adriana? Bună seara! Da, într-adevăr, Alexandra a început perfect, în sensul că intenționam să spun că fiecare an este, de fapt, o nouă șansă să devenim oameni, însă și viața este un proces de devenire și de aceea Contează prea puțin momentul în care dezvoltăm astfel de subiecte, momentul în care ne punem astfel de întrebări, pentru că ele ar trebui să fie veșnice și deja să reușim să ne dăm și răspunsuri la ele. Tocmai de aceea ne-am gândit să reluăm această ediție, am făcut-o și anul trecut. Vă mărturisesc că este un conținut aproape complet diferit. Tocmai pentru că el vine în completarea cărții anul devenirii tale și cu siguranță lucrurile se vor așeza mult mai bine pentru cei care citesc atât cartea și ascultă și conferințele, poate și cea de anul trecut și poate și aceasta. Și, um, într-adevăr, ne dorim măcar să rămâneți cu câteva gânduri, câteva întrebări pe care să vi le adresați de-a lungul timpului și să și căutați anumite răspunsuri la ele care să vă și ajute în viață. Seminarul de astăzi nu vă scutește de obligația de a citi, citi cartea în original. Este doar o completare. Este doar o completare la aceeași. Din cauza asta, seminarul care îl face în cam așa o dată pe an, el devine din ce în ce mai bogat, din ce în ce mai nou și datorită vouă și -a întrebărilor care apar și a noilor uh, provocări sau chiar a faptului că noi înșine în timp, nu rămânem pe loc, ci creștim, vedem lucrurile din altă, poziția apoi din altă și din ce, odată cu experiența și cu trecerea timpului neîntâmplător pe lângă noi, ci în mod asumat și conștientizat, vrei, nu vrei, înveți din ce în ce mai multe lucruri. Pornim? Da. Spuneam într-adevăr că întreaga viață este un proces de devenire și este o călătorie în care avem câteva întrebări importante pe care merită să ni le adresăm și chiar avem nevoie, unii dintre noi, să învățăm cum să fim oameni, pentru că, iată, învățăm diverse lucruri și la școală, și în, din relațiile cu oamenii, însă, concret, faptul că ne-am născut oameni și este cea mai importantă misiune, menirea noastră să fim oameni. Nu am auzit, sau cel puțin nu am perceput-o la momentul la care poate a trecut pe lângă mine. În schimb, pentru prima dată, Anatol a fost cel care mi-a deschis această perspectivă. Și când spunem oameni, spunem mai întâi la identitatea noastră, ne referim la identitatea noastră de, de gen. Faptul că suntem femeie sau bărbat nu este întâmplător. Apoi, toate celelalte roluri ni le putem asuma cu multă conștiinciozitate, însă ele se așează tare bine după ce conștientizăm acest prim pas pe care îl avem, și anume devenirea noastră ca oameni. Într-adevăr, toate sunt proiecte pe termen lung, sunt procese, sunt călătorii pe termen lung pentru că ele durează și. Iată, în această lume a vitezei, noi suntem obișnuiți, de fapt, să obținem totul repede, ușor, cu efort minim, eventual la o distanță de un clic, să accesăm anumite informații, însă această devenire a noastră, ca oameni, ca părinți sau specialiști în domeniile în care activăm fiecare, presupun toate mult mai mult efort, un efort de voință și, iată, ne gândim în ce măsură societatea ne uh, sprijină în acest uh, demers îndelung care cere efort, perseverență și noi suntem mai puțin obișnuiți să depunem acest efort de voință. O să, înainte de a trece mai departe, o să vă citesc un text care chiar acum nu de mult l-am publicat, l-am pus pe Facebook, dar vreau să văd dacă o să ghiciți despre ce animal este vorba. Nu e complicat, dar e foarte aproape de tema noastră. Este o specie de primate. Sunt singurii membri existența sub tribului hominina și împreună cu cipanzei, gorile și orangutanei fac parte din familia hominidae, adică mai mulți antropoide sau hominizi. Sunt animale de uscat caracterizate prin postura erectă și locomoții bipedă, dexteritate de manuală mare și intensă comparativ cu alte animale. Utilizează limbaj complex în comparație cu alte uh, comunități animale. Deține creier mai mare, mai complex decât la alte primate. La ce animal sau despre ce animal merge vorba în text? Ați ghicit? Așa, cineva spune omul. Vedeți? Prima dată vorbim de un animal. Biped, cu anumite anumită dexteritate manuală și cu un creier mai complex decât la alte animale. Animal de uscat, care folosește un anumit limbaj mai complex decât celelalte animale. Ne naștem pui de om, dar până la oameni, unii nu devin, până la oameni, unii nu devin niciodată a deveni om în cadrul unei umanități, nu în cadrul unei turme de bipede, ci în cadrul unei umanități, este un dezderat, este o călătorie, este un proces pe care unii îl parcurg mai greu sau mai ușor, sub îndrumarea cuiva de cele mai multe ori, alții de capul lor, cumva, acumulând mai multe cucui, mai multe necazuri, dar totuși înaintează în călătoria asta, în procesul ăsta de devenire, în primul rând a omului. Misiunea noastră, una dintre cele mai mari, este a ne naște pui de om și a deveni om în sensul adevărat al, al cuvântului, adică ne folosi toate atributele noastre, creierul, limbajul, comportamentul, atitudinile, emoții și restul, în direcție, într-o direcție. În care direcție? Într-o direcție în care cineva ne așteaptă să venim. De aia și numim devenire. Nu uitați niciodată că totdeauna ne așteaptă două polarități, Ying și Yang. -ul. Două locuri sunt cele care ne așteaptă să venim. Într-o parte știți voi cine sursa centrală, Dumnezeu, Creatorul, în partea cealaltă este opusul lui, și el tot ne așteaptă să devenim, adică să facem ceva de să ajungem, adică să venim la el. Unii ajung acolo foarte repede. Există astăzi multe modalități de a ajunge acolo, într-un fel de iad, e chiar aici pe pământ, încă. Pentru asta sunt și instrumente electronice, droguri și o mulțime de alte lucruri îți oferă ceilalte destinații, ceilalte parte pentru a ajunge acolo, pentru a deveni un membru de plin sau un instrument de plin, util, maximum de folositor, să spunem așa, opusului creației. În partea elaltă ne așteaptă tot timpul, are pentru noi tot timpul ușii deschise și un drum, o cărare, uneori mai îngustă decât urechile acului, dar prin care trebuie să trecem, și câteodată mai repede trece Camila prin acele uși atât de înguste cât urechile acolo, spune Biblia, nu eu, ca document central, ca document inspirat, iar în partea el drumurile sunt bătătorite, presurate cu flori, pe drum când mergem cineva ne și aplaudă, e posibil, mergem în slavă și în București, când ajungem la final, ne trezim că suntem acolo, unde probabil nu ne-am dorit niciodată, deși drumul a fost foarte măgulitor, foarte plăcut. În partea el altă, e mai greu la Creator, pentru că trebuie să depunem eforturi, nu întâmplătoare. Avem nevoie de disciplină, avem nevoie de precepere, avem nevoie de concentrare, nu trebuie să ne abatem. Pe drumul o să apară tot felul de ispite, tot felul de ispititori care încearcă să ne întoarcă din drum sau să ne rețină cel puțin din drum. Și noi la toate trebuie să rezistăm. Și să înaintăm în procesul ăsta sau în călătoria respectivă, dată până când ajungem, până când vinim, exact acolo nu ni trebuie. Când am venit, uite că am și devenit. Învață din trecut, stabilește obiective clare și detaliate pentru viitor și trăiește singurul moment asupra căruia tu ai control total. Acum. Iată, între. Momentul de acum și o destinație oarecare, spuneam mai devreme că destinația inițială trebuie să fie uh, să devenim oameni și abia după aceea cu totul alte roluri uh, importante de altfel în viața în care uh, am nimerit, putem să ne stabilim un proiect al vieții noastre și să învățăm cum să ne setăm obiectivele, pornind de la diverse întrebări pe care să ni le adresăm și luând ca oameni, ca resurse și informații pentru noi. Important este să vedem totul ca un proces care pleacă dintr-un punct A și ne dorim să ajungem într-un punct B, chiar dacă am stabilit ca o convenție că, de fapt, viața este un proces și devenirea noastră ca oameni, de fapt, nu se termină niciodată, este și el un proces, însă asta nu înseamnă că renunțăm și nu ne setăm obiective. Viața nu este o joacă, dar poate fi un joc pentru că, iată, jucăm tot felul de roluri în viața noastră și um, deseori picăm în capcane în care să ne identificăm cu acele roluri și nu mai știm uh, concret care sunt obiectivele noastre și cum anume să le atingem. Um, acesta este un traseu pe care ne-l putem stabili, un proiect de viață pe care oricine este. Um, Liber să-l facă, cu siguranță este mai bine să știi de la bun început de unde pleci și unde îți dorești să ajungi, pentru că odată ce știi unde dorești să ajungi, vei ști și cum să ajungi. Astfel de trasee ne ajută și dacă vedeți și figurat așa, este un traseu care ne arată ca pe telefon cum ne folosim de GPS. Tot astfel putem să ne folosim de proiectele noastre pe care ni le stabilim pe un, să zicem, un timp oarecare sau poate chiar pe o viață întreagă și tot în felul acesta stabilind une destinații, stabilind puncte, poate, de oprire, de reflexie, astfel încât să putem să ne reevaluăm obiectivele, pentru că înțelegem că de la bun început, încă de când suntem tineri, este posibil să nu ni le stabilim. Corect sau poate um, cu multe informații, însă pe măsură ce um, parcurgem uh, acest drum al vieții, cu siguranță căpătăm mai multă cunoaștere. Și spuneam că între acum și ceea ce ne dorim, poate să uh, intervină acest proiect al vieții pe care noi putem să ne-l facem și uh, cam așa am putea să ne folosim de o strategie din care noi să uh, învățăm cum să ne uh, urmărim traseul, adică obiectivele de viață. Când pornim de la un punct al nostru, este clar că pornim de la ceea ce suntem noi, de la potențialul nostru, de la momentul de acum, prezentul de acum și ne gândim la tot bagajul pe care noi îl avem, de cunoștințe pe care l-am acumulat prin educație, genetic și tot ce am experimentat în viață. Însă această întrebare, cine ești, este uh, esențială, pentru că până nu știm cine suntem și uh, cum suntem construiți, nu vom putea să ne stabilim foarte bine și punctul de destinație. Unde vrem să ajungem este următoarea întrebare, pentru că ne va ajuta foarte mult destinația, ne va ajuta să stabilim traseul, GPS-ul. Abia după aceea ne putem gândi care ne sunt concret obiectivele mai mari sau mai mici, temporare, astfel încât acest proiect al vieții să fie pe un termen definit și un proiect, un super scop de viață care să cuprindă întreaga noastră viață. Și iată, a deveni om este o artă pentru că se pare că... Nu reușim, exact cum spunea și Anatol, nu reușim unii dintre noi să conștientizăm faptul că a fi om presupune, în primul rând, a te integra cu tot ceea ce îți dorești, dar și plindu-te pe, pe realitatea în care trăiești, astfel încât să rămâi omenos. Vorbim despre a fi om, adică a fi omenos. Bun. De aici apar în viața noastră uh, lucrurile care noi le numim bine și rău. În realitate, în lumea asta în care trăim, noi toate lucrurile sunt neutre. Nu sunt nici bune, nu sunt nici rele. Abia când începem noi să um, interpretăm realitatea, un om, un obiect, anume interpretarea noastră face ca obiectul, omul, situația, contextul, să fie bună prin interpretarea noastră sau rea. De ce este bună și de ce un lucru este rău, când îl întrebi omul care și a spus că lucrul este, este, bun sau este rău, nu știi să-ți răspundă. Doar că așa interpretează el. Propria ta interpretare nu reprezintă realitatea, ci este numai o reflecție a realității în tine. Și e tu interpretezi într-un fel sau altul. Dar realitatea în sine sa este nici cum. Asta e foarte important de înțeles pentru următorii pași care să-i facem în asta. Cel mai important în tema noastră, cel mai important moment este prezentul. Nu contează cine ai fost până ieri. Istoria ne arată că foarte mulți oameni până ieri au fost criminali. Astăzi s-au trezit și de mâine au ajuns Buda în timp sau Sfinți sau. Apropo, dacă citiți viața Sfinților, spuneți că majoritatea dintre ei, mai mult de jumătate de viață, au fost niște oameni care nu vă doriți să vă întâlniți cu ei. Dar după aceea, au înțeles ceva, au spus cine sunt eu, cine aș putea deveni și au călcat pe un alt drum. Asta e foarte important de înțeles lucrul ăsta. Nu mai contează ce a fost în trecut. Am închis pagina și astăzi pornesc un nou capitol al meu despre mine un nou traseu, o nouă direcție. Și așa apar lucrurile bune sau rele. Care sunt lucrurile bune? Să vă dau un exemplu. Eu am hotărât că toată suma, imaginați toată suma acțiunilor, hotărârilor, deciziilor luate sau neluate, ceea ce reprezintă tot decizii, din trecut până în prezent, abstract vorbind, mă face pe mine să fiu veveriță. Uite, sunt veveriță. Din poziția asta clară, trebuie să pornesc. Nu mi imaginez că sunt leu. Nu, sincer, până la Dumnezeu și înapoi să nu Aș putea ajunge leu, vreau să ajung leu. De aici, orice acțiune, context, om, eveniment care mă poate ajuta pe mine, măcar cu un pas, un centimetru să mă apropii de devenirea mea, de metamorfozarea mea în leu, sunt lucruri bune. Orice om, situație, context, obiect, eveniment care mă oprește, mă abate sau mă îndepărtează pe mine de obiectivul meu de a deveni leu, sunt evenimente, oameni, contexte rele. Rele pentru ce? Pentru scop, pentru scopul meu, pentru obiectivul dorit de atins, în toate celelalte lucruri, aceleași evenimente, contexte, oameni, obiecte, situații. Pot fi extrem de bune, dar pentru altceva, pentru o altă devenire, pentru un alt scop. De exemplu, dacă eu vreau să-mi fac un ceai, orice om care mă ajută sau situație, context, obiect care mă ajută măcar cu un centimetru să mă apropii de ceaiul meu, gata făcut, sunt lucruri bune pentru mine. Orice eveniment, televizor, tele emisiune, orice care mă încurcă sau mă abate pe mine sau mă reține de a atinge scopul ceaiul meu, toate ele, în cazul ăsta, pentru obiectivul ăsta, sunt rele, netrebnice, de îndepărtat, de înlăturat, de a nu pierde timpul cu ele. A numai atunci când știi unde vrei să ajungi, numai atunci o să știi ce e bine pentru tine și ce e rău pentru tine. Altfel, o să încurcăm lucrurile tot timpul faceți o mică anamneza voastră proprie și o să vedeți de câte ori în viață ați decis că un lucru este bun și de câte ori mai târziu ați decis că același lucru este rău. Omul ăsta pentru mine este un om bun, mai târziu tot voi ați spus că omul ăsta este un rău. Pentru... de ce? Pentru că ori s-a schimbat obiectivul, ori s-a schimbat traseul. Pentru un anumit traseu, un om este bun, pentru un alt traseu, același om nu mai este bun. Nu că el e rău sau el reprezintă răul de pe lume, ci nu este util, adică pierde timp, pierde timp, pierde informații, pierde eforturi, energie cu acel om și nu mă ajută să mă apropii niciun pas de obiectivul meu. Acum înțelegeți cum apare pe lume în modul cel mai corect, adecvat al cuvântului, binele și răul. Ceea ce e bine pentru tine poate fi rău pentru mine. Și ceea ce e rău pentru tine poate să fie bun pentru mine, pentru că avem obiective diferite.